Gata, putem să începem? Bună ziua! USL dorește să facă o serie de precizări pe ceea ce astăzi toată lumea a aflat, datele pe care guvernul le-a înaintat deja curții constituționale. Ce doresc să vă spun în numele USL, eu și colegul meu, după aceea Bogdan Niculescu Dubăz. Este deja cunoscut de mass media și de opinia publică că au fost transmise, și subliniez până când se va înțelege acest lucru, au fost transmise de către guvern cifre în baza solicitării Curții Constituționale. Deci nu s-au transmis liste electorale actualizate sau altceva, ci o serie de cifre care au fost obținute de către guvern, fie de la autoritățile românești interne, fie de la autorități străine care aveau capacitatea să gestioneze asemenea date. Ce știm astăzi? Ca urmare a cifrelor pe care guvernul le-a comunicat Curții Constituționale, că în România sunt persoane cu drept de vot care au rezidența în România și persoane cu drept de vot care au rezidența în străinătate. Mai știm de asemenea că sunt persoane care nu pot avea drept de vot pentru că nu au acte de identitate cu care să se poată verifica identitatea acestora și, în consecință, n-au cum să reprezinte persoane cu drept de vot, sau sunt persoane ale căror drepturi electorale sunt interzise prin legislație, sub diverse forme. Listele electorale permanente, care, și e bine să se rețină acest lucru, se întocmesc în România, pentru cetățenii cu domiciliu din România, pot cuprinde numai cetățeni cu drept de vot care au domiciliul în România, deci care au reședința stabilă în România. Și dacă plecăm de la aceste date, vom asista, aș spune eu, la următoarea concluzie. Vă aduc aminte că s-a vehiculat la început de tot o sumă de circa 18,2 milioane de cetățeni cu drept de vot. Dacă din această valoare scădem circa 3,5 milioane cetățeni care nu au acte de identitate, pentru că au expirat, pentru că le-au pierdut, sau mai știu eu, din ce alte considerente, persoane care au domiciliu sau au reședința stabilită în străinătate, persoane care au drepturi electorale interzise, ajungem la circa 14,8-14,9 milioane persoane care pot fi înscrise în listele electorale permanente. Cu alte cuvinte, ceea ce noi știam de mult, astăzi se demonstrează. Că în listele electorale permanente n-au cum să figureze mai mult de 14,8-14,9 milioane de cetățeni care reprezintă, conform hotărârii Curții Constituționale, prin adăugire la legea referendumului, cvorumul necesar pentru a fi considerat că s-a desfășurat în condiții corecte, corespunzătoare, legale, referendumul din 29 iulie. Observați că mă feresc de cuvântul valid sau invalid, pentru că legea nu prevede așa. Legea se referă la valabilitatea rezultatelor referendumului, așa spune legea referendumului, și de asemenea legea se mai referă la faptul, și aici mă refer la legea Curții Constituționale, care prin hotărârea pe care o va pronunța trebuie să spună dacă referendumul a fost organizat, s-a desfășurat potrivit legii. În această situație ne aflăm. În consecință, față de 14,7-14,8 milioane de cetățeni care ar trebui să se regăsească în listele electorale, s-au prezentat la vot, după cum știți, 8,4 milioane de cetățeni, aproximativ 60% din listele electorale permanente și au votat pentru demiterea președintelui ales Traian Băsescu, 7,5 milioane, aproximativ 53% din populația aflată, înregistrată în listele electorale permanente. Simplu, dacă
faceți și dumneavoastră o analiză pe aceste date, veți vedea că, de fapt, pentru demitere au votat mai mult de 50% pe plus 1 decât cetățenii aflați pe listele electorale permanente. Deci mult mai mult decât cvorumul care era necesar conform legii referendumului. Mai repet, până când se va înțelege, guvernul nu a actualizat listele electorale permanente pentru că nu este atribuția guvernului. Pe de o parte, pe de altă parte, guvernul nu are acces la listele electorale permanente care, după cum știți, au fost ridicate de parchet și se află la parchetul general. În conformitate cu cele pe care vi le-am prezentat, eu cred că în acest moment nu avem decât o singură variantă de luat în considerație, și anume ca mâine, sau poi mâine, sau răspoi mâine, nu știu dacă va avea răgazul necesar Curtea Constituțională ca într-o zi să facă toate aceste analize, toate aceste evaluări, s-ar putea să mai amâne, s-ar putea să mai prelungească, mi-e greu să spun acest lucru, dar ce pot să spun este simplu. Curtea Constituțională are suficiente informații ca să poată să ia o decizie corectă, o decizie legală, o decizie care să dovedească că acest referendum a fost desfășurat și organizat potrivit prevederilor legale în vigoare. Aș mai spune încă un singur lucru pe ceea ce s-a întâmplat astăzi, și anume pe declarațiile președintelui suspendat Traian Băsescu și ale prim vicepreședintelui PDL Cristian Preda. I-am auzit pe cei doi cu două declarații, după opinia mea, stupefiante. Două declarații care n-au nicio legătură cu realitatea. Două declarații politicianiste de duzină. Cred că nici copii care încep să facă politică astăzi nu s-ar comporta atât de grosolan și mecherește cum au făcut-o cei doi. Dacă vreți, cum am clasificat niște hoți, dumnealor se află la stadiul de găinării. Pentru că nu poți să spui că dacă ai cetățeni fără acte sau cetățeni care au domiciliul în străinătate, nu trebuie să-i scoți de pe listele electorale permanente. Dumnealor interpretează legea după cum le convine, după cum li se pare avantajoasă. M-am săturat de declarațiile doamnei Macovei, de declarațiile domnului Băsescu, de declarațiile domnului Preda, Cezar Preda sau Cristian Preda, care de fiecare dată vin să ne sperie, să ne amenințe, să ne arate cât de deștepți și de frumoși sunt. Le cer un singur lucru, să respecte legea. Și dacă respectă legea și se comportă în conformitate cu legea, vor avea stima și vor avea respectul nostru. Altfel, nu merită nimic din partea noastră al USL-ului și bănuiesc că nici din partea cetățenilor. Cu acestea am terminat. Domnule deputat, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule deputat. Vă mulțumesc și o să fac o singură precizare în legătură cu cele pe care le-ați spus și pe urmă stăm la dispoziție pentru întrebări. Apropo de interpretările domnului Preda și a domnului Traian Băsescu în legătură cu listele permanente. Textul legii 370 din 2004, modificată prin ordonanța de urgență 95 din 2009, spune, fără să lase loc de alte interpretări, listele electorale permanente se întocmesc pe comune, orașe și municipii după caz, și cuprind toți alegătorii care domiciliază în comuna, orașul sau municipiul pentru care ele au fost întocmite. Evident că nu vorbim de orașe, comune și municipii din Spania, din Italia sau din alte țări europene. Ne referim la cele definite administrativ în România. Deci, atâta timp cât acest text este absolut limpede, eu cred că nu lasă loc de interpretări și cred că, din acest punct de vedere, datele, cifrele transmise de guvern, subliniez și eu și nu liste sau modificări sau reactualizări, ci cifrele sunt suficiente, suficient de clare, suficient de limpezi și certificate de ministerele după caz de interne ale Italiei, Spaniei și așa mai departe, încât să se ajungă la concluzia că cetățenii cu domiciliu stabil în țară, care alcătuiesc după articolul pe care vi l-am citit, listele electorale permanente, sunt cei 14,7-14,8 milioane de cetățeni
care evident că au fost reprezentați masiv. De altfel, dacă vă amintiți, la sfârșitul zilei referendumului, noi am apreciat că prezența a fost de 60%. Fără să fi făcut această analiză, dar erau cifre multe pe care le știam, le intuiam sau le știam, fără să le avem certitudinea lor sau certificarea lor, cum ar fi oficializarea lor, cifra românilor în străinătate sau alte cifre. Acum, guvernul a făcut ceea ce ar fi trebuit să facă guvernele precedente și nu de acum de mult, să aflăm și noi câți români au domiciliul stabil în țară, cât stau legal în străinătate și așa mai departe. Iată că viața ne-a obligat ca acest guvern să facă într-un termen foarte scurt toate aceste precizări cu argumentele, repet, și autentificarea necesară. Cred că nu mai sunt lucruri care să creeze dubii și eu sper că aceste date în fața curții vor fi suficiente pentru ca analiza ei să conducă la validarea referendumului din 29 iulie. Vă stăm la dispoziție pentru întrebări, dacă sunt. N-am fost atent. Ar fi un lucru foarte dificil de justificat, pentru că ce facem dacă ei spun că nu e adevărat ceea ce văd cu ochii lor transmis în calitate oficială de Guvernul României și subliniat prin calitatea oficială altor guverne din străinătate, e greu să-mi imaginez cum îmi justifică această decizie Curtea Constituțională. Din cauza asta, permiteți-ne să discutăm mâine sau peste o săptămână, când Curtea va exprima un punct de vedere. Noi suntem convinși că datele sunt suficiente pentru validare, că cifra de 6-3 în luarea deciziei nu este o cifră care poate să fie pusă în discuție de niciun fel. Legea Curții prevede fără niciun fel de posibilitate de interpretare că validitatea referendumului se ia cu 66% de membrii Curții, ceea ce valabilitate înseamnă validare sau invalidare, nu se poate discuta despre un tip de vot sau alt tip de vot într-un caz sau într-alt. Deci, din punctul ăsta de vedere, am încredere Curtea Constituțională pe membrii ei, sigur, fiecare cu, dacă vreți, cu interpretările sale, nu-și va permite să demonteze până la urmă orice fel de credibilitate acestei instituții, care până una alta, tot datorită nouă sau o parte din unei părți dintre noi, a ajuns să aibă această, să zic, influență decisivă în relația cu reprezentanții autorizați ai națiunii, adică cu Parlamentul. Pentru că dacă vă amintiți, până în 2003, la Constituția din 2003, o decizie a Curții putea fi invalidată cu 66% voturi în Parlament. Am fost între susținătorii ideii că dacă e o decizie a Curții, ca o instanță până la urmă, ea n-are cum să fie invalidată cu un vot, fie el și constituțional. Poate că am dus lucrurile prea departe, poate că ne mai trebuie puțin ca să înțelegem cum stau lucrurile din punct de vedere democratic. Noi credem însă că datele sunt suficiente, Curtea să ia decizia corectă. Aș adăuga numai o clipă la ce spunea colegul meu, că din punct de vedere politic, eu nu cred că o instituție în România nu poate să țină cont de date oficiale și nu poate să nu țină cont de votul cetățenilor. Deci eu nu cred acest lucru, indiferent cum se cheamă acea instituție. Doi, dacă, prin absurd, Curtea Constituțională se va pune în afara statului de drept, pentru că asta consider, că dacă ia o altă decizie decât cea normală, se pune în afara statului de drept. Ce problema ei? Deci dacă se va întâmpla acest lucru, atunci USL-ul va trebui să facă tot ce depinde, din punct de vedere politic, mă refer, ca să apere votul a 7,5 milioane de cetățeni. Și acest lucru îl vom decide la vremea respectivă. Trei milioane, 50 ceva de mii.
cel care are drept de ședere nu se găsește pe teritoriul României. Cum să fie în lista electorală permanentă? Scuzați-mă, vă rog, putem să interpretăm cum dorim noi. Un om nu poate să fie în același loc, în același timp, în două sau trei locuri. Nu are cum să fie. Dacă s-a hotărât să-și facă reședința în Spania, stă în Spania. Are, dacă vreți, un buletin în continuare în România, dar el nu locuiește în România. Ce să caute pe lista electorală permanentă din comuna nu știu care? Vă dați seama că este o absurditate, că este o chestie anormală. Poate că noi avem legislația nepusă la punct și trebuie să o revizuim. Dar, și acest lucru poate să-l vedem în perioada următoare, dar judecând logic, judecând de bun simț, nu mai mult. Asta este realitatea. Și ca atare trebuie să o ducem acolo unde e locul, la normalitate. Aș mai adăuga un singur lucru. Există datele preliminare, cei drept, ale Institutului Național de Statistică, care în legătură cu recensământul confirm că în România locuiesc aproximativ 19 milioane, ceva în jur de 19 milioane de locuitori. Asta nu face decât să ne ducă din nou la cifra, scăzând pe cei până în 18 ani, la cifra aproximativă de 15 milioane, să zicem plus minus. Deci, iată că sunt cifre care anunțate de către instituțiile statului, nu de către partide politice, care au făcut în diverse și sub diverse guvernări, diverse socoteli, ajung la aceeași concluzie. Și o să mă refer doar în final cu o frază, cetățenii, cei 3 milioane 50 ceva de mii cetățeni, cu domiciliu, să zic așa, stabilizat în străinătate. Nu e vorba de cei 400 și ceva de mii, care sunt în altă categorie de cetățeni cu un statut, să zicem, definit ca atare, ci e vorba de cetățenii care sunt, cu domiciliu în străinătate, români, cu angajamente pe perioadă nedeterminată, recunoscuți de autoritățile respective. 1 milion în Italia, 1 milion în Spania. Recunosc autoritățile spaniole și italiene. Sigur că la aceștia se adaugă și cei care nu sunt în situație de legalitate. Noi vorbim numai despre cei însă care sunt confirmați de autoritățile respective. Nu, sper să nu mai ajungem la situația asta și sper și eu am curajul să recunosc cinstit și chiar cu părere de rău că toate guvernele și toate parlamentele de până acum au umplat în legislația electorală după propriile interese și au creat confuzii în loc să facă o legislație foarte clară, foarte precisă, în care să nu avem asemenea probleme. Eu cred că primul lucru pe care trebuie să-l facă viitorul guvern, viitorul parlament care va rezulta în urma alegerilor din toamnă, trebuie să ducă la clarificări în toată legislația electorală. Și atunci pot fi 1000 de referendum, pot fi 1000 de tipuri de scrutinuri electorale, fără să avem interpretări. Cred că asta este soluția și e normală. Mulțumesc. Vă rog să continuăm. Câte? Da. Stimați domn, să lămurim un lucru. Drepturile lor electorale ca cetățeni români, atâta timp cât rămân cetățeni români, sunt integrale. Drepturile electorale, prezența lor pe listele permanente este o altă discuție. Pentru că ei votează toți cetățenii din străinătate pe liste suplimentare. Așa sunt definite listele din străinătate. Ca să vă răspund de ce 500 de mii. Pentru că cei mai mulți care s-au prezentat, între ghilimele spun eu, s-or fi prezentat oare? În 2009 au fost 147 de mii de cetățeni români consemnați și din aia care votau la 14 secunde într-o secție de votare un cetățean în timp ce făcea și declarație pe proprie răspundere, știți? Deci în condițiile astea au fost 147 de mii, deci s-au emis de 3 ori mai multe buletine de vot decât au fost maximum atins într-un moment care a fost în mare discuție, nu vreau să-l reiau. În opinia mea, n-au fost nici atunci numărul ăsta de cetățeni, ci au fost adăugați și s-au făcut tot felul de studii ulterioare, dar ele nu dau la o concluzie și nici nu fac să
emoționeze Procuratura Română, care n-am văzut să fi început vreo anchetă în legătură cu asta. Corect. Pe mine mă fac, au dat o erată, poate dau o erată la o erată, nu vreau să fac comentarii în plus. Deci ceea ce mă face să cred acest lucru este ceea ce v-am citit, și anume legea 370 din 2004, amendată de ordonanța de urgență dată de guvernul Boc în 2009, ordonanța 25, care spune listele electorale permanente se întocmesc pe comune, orașe și municipii. Deci fără să lase alte variante. Nu vorbește nimic de liste permanente cetățeni din Europa, nici nu puteau. E la mintea unui copil până la urmă să constate că acele liste permanente nu pot fi făcute în străinătate. Unde există o fluctuație permanentă, unde există o mișcare, dacă vreți, acestor cetățeni, care nu este înregistrată, e înregistrată autoritățile respective. Deci nu pot, România nu poate să organizeze cu autoritățile locale din Spania, Italia, Franța, etc., alegeri pentru români în România. Ce poate ea să facă și a făcut? Să deschidă secții de vot și au deschis cu 50 de secții mai multe, cred, decât au fost în 2009, să le pună la dispoziție aceste secții, să accepte ca toate felurile de acte care dovedesc identitatea să fie acceptate, inclusiv acte provizorii de identitate care au fost emise de Ministerul de Externe, ca nu cumva vreun cetățean să fie pus în situația să vrea să voteze și să nu poată vota. Dar asta este o discuție. De ce discutăm noi atâta despre liste? Știm foarte bine de liste permanente, pentru că condiția a fost de această jumătate plus 1, făcută tot printr-o ordonanță de urgență, să nu uităm, a domnului Emil Boc, când a modificat articolul 5, aliniatul 2, din legea 3 de pe 2000. Și atunci a apărut această condiție de jumătate plus 1 la referendum, tocmai pentru a încerca să protejeze pe președinte de o eventuală suspendare, deși nu știu cine se gândea atunci la o suspendare, dar vezi, unii se gândesc, au premoniții, pentru că guvernul Boc și majoritatea respectivă nu cred că avea intenția să o facă. Totuși, atunci, dacă vă amintiți, a fost respinsă această modificare, această ordonanță de urgență în Parlament și domnul Traian Băsescu a trimis-o din nou Parlamentului și în fine a reușit majoritatea de atunci să o susțină. Deci iată că această condiție este o condiție absolut nouă, de fapt, care a fost introdusă prin modificare în legea referendumului. Votează pe lista suplimentară. Da. Dacă el revine și se restabilește în România, intră în condițiile cetățeanului care trebuie să-și facă domiciliu flotant cu cel puțin, nu mai știu termenul exact, nu știu câte săptămâni, înainte de ziua votului, și atunci, prin această definire a noii lui calități, poate să redevină cetățean al comunei și primarul este obligat să-l reintroducă pe listele electorale, pe el, poate pe copilul lui care a împlinit deja 18 ani în străinătate și așa mai departe. Nu poți să ai două reședințe permanente. Deci ori ești rezident permanent în Spania, cu adresă, că ăștia, încă o dată. Noi n-am vorbit de cei sezonieri. Deci vreau să fac această precizare. Deși 1 milion transmiși, confirmați de autoritățile spaniole, 1 milion de autorități italiene și 1 milion de celelalte autorități din Europa, că vorbim doar de cetățeni români aflați în Europa, nu aici se mai adună Noua Zeelandă, Africa de Sud, eu știu, Australia și așa mai departe, care nu i-a mai socotit nimeni, pentru că și ei ar trebui, de fapt, scăzuți, hai ca să fiu mai limpede, dar acești cetățeni care sunt confirmați de autoritățile
țărilor respective sunt cetățeni cu reședință acolo. Deci cu reședință confirmată, nu temporară sau nu. Deci sunt cetățeni rezidenți în străinătate. Nu sunt unii care stau în gazdă undeva, înțelegeți? Nu sunt unii care lucrează, sunt cu permise pe perioadă nedeterminată, permis de muncă pe perioadă nedeterminată, nu pentru 2 luni sau 3 luni la Căpșuni. Aceștia sunt cetățenii confirmați despre care vă vorbeam, pentru că cifrele, noi n-am putut să-i socotim, autoritățile române n-aveau cum să-i socotească. Noi ne bazăm pe cifrele transmise prin corespondența oficială făcută de Ministerul de Externe cu celelalte ministere de externe, respectiv de interne din țările respective, care au confirmat aceste cifre. Dacă mai sunt întrebări. Probabil din acei 400 și ceva de mii, pentru că ăia erau cetățeni cu, cum să spun eu, cu decizie definitivă de plecat în țară, de toate felul. Deci nu mai e un cetățean care stă 7 ani sau 10 ani, ci un cetățean care s-a mutat în România, dar și-a păstrat cetățenia. Deci sunt două categorii, v-a vorbit. Sunt cele 3 milioane, care majoritatea sunt la muncă în străinătate, pe perioadă nedeterminată, cu adresă și cu număr, vorba aia, poștal. Și sunt acești 470 de mii care au plecat din România, care beneficiază de dublă cetățenie, pentru că majoritatea țărilor europene, dar care și-au mutat cu totul viața, reședința, el nu mai are în România niciun fel de adresă, sunt două categorii de persoane. La asta se refera unul Ponta. Sper că am fost destul de explicit, nu. Deci, cetățenii rezidenți cu adresa de rezidență în România sunt cetățenii care stau în România. Cetățenii care sunt în străinătate, și anume 3.050.000, sunt cetățeni care locuiesc în străinătate recunoscuți de autoritățile respective cu drept de muncă pe perioadă nedeterminată și așa mai departe, cu adresa acolo. Da? 3,05, da. Da, pentru că, dacă vreți, mai citesc o dată, poate că lucrurile sunt neclare. Liste electorale permanente. În România se întocmesc pe comune, orașe și municipii. Fără altceva. După caz și cuprind alegătorii care domiciliază în comuna, orașul, municipiul pentru care ele au fost întocmite. Așa spune legea românească. Dreptul legal de ședere este de cetățean român care are, cum să spun eu, drept legal de ședere în străinătate. Asta înseamnă că s-a mutat în străinătate, nu știu dacă mă fac înțeles. Deci el nu s-a dus și are drept de muncă și adresă pe o perioadă. Ăsta are drept legal, deci el s-a hotărât să stea în Franța, ca orice cetățean european, e medic. Că de obicei ăștia sunt categoriile cu studii superioare, e medic. Și a zis, doamne, eu vreau să trăiesc în Franța. Și are dreptul legal de a trăi în Franța, dreptul legal de a accede la cetățenie în termenii legislației franceze. Există un termen, trebuie să treacă niște ani, să se întâmple niște lucruri. Deci ăsta este aia 470 de. Da. Da. Teoretic, da. Pentru că 18,2 despre care vorbim este cifra care, de-a face, deja numai o conferință de presă, un fel de colog. Deci este cifra care se referă sau care s-a născut din recensământul din 2002. În 2002, după cum știți, românii nu aveau drept
de a ieși din țară și a merge în alte țări decât cu viza acelor țări. Cetățenii plecați erau foarte puțini, erau sași de prin zonele unde mai erau și plecaseră în Germania și aia s-o problemă, că nu mai figurează nicăieri acum, pentru că Germania nu-ți dă dublă cetățenie, ei au renunțat la cetățenie, dar n-a comunicat nimeni statului român în renunțarea lor la cetățenie, dar asta e o altă discuție, e de ordinul miilor probabil, sau eu știu, poate zecilor de mii și atât. Deci aceste categorii sunt menționate în cifrele pe care le-ați privit dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru participare și sper într-o decizie corectă.